Serviciul Fiscal de Stat nu doar ia, dar mai și dă. În acest sens, acesta a lansat concursul Loteria Fiscală, care are drept scop susținerea plăților oficiale pentru îmbunătățirea economiei naționale. Pe scurt, prin intermediul concursului se mizează pe implicarea cetățenilor în achitarea cu cardurile bancare în detrimentul plăților în numerar, precum și responsabilizării contribuabililor în înregistrarea veniturilor fiscale și majorarea transparenței activității financiare. Participanții la concurs trebuie să fie cetățeni ai Moldovei care au împlinit 18 ani, dețin un card bancar la orice bancă înregistrată în țară și fac cumpărături cu cardul în valoare mai mare de 30 de lei. Câștigătorii vor fi desemnați trimestrial, iar la fiecare desemnare vor fi premiați 175 de persoane cu câte 1000 de lei fiecare. Fondul total al concursului este de 1 milion de lei. Menționăm că prima extragere va avea loc pe 16 aprilie.